Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în Câmpina, suntem cu ghidul de turism al Câmpinei, cu Mădălin Focșa, și ne-a dus într-un loc iarăși interesant. Salut, Mădălin! Salut! Unde ne-ai adus? Suntem cumva în partea de nord a orașului, la marginea platoului mai înalt numit Câmpinița, în curtea vilei Câmpinița. Se află în spatele nostru. Okay. Vila Câmpinița e o construcție făcută de către societatea Steaua Română. În construcția actuală e făcută după cutremurul din 1940, dar pe locul ei a existat o versiune mai veche a vilei Câmpinița, zdruncinată la acel cutremur, și din cauza asta societatea a reconstruit-o total în alt stil. Vila veche era un fel de mini chalet de ăsta pe care ducea cu ceva atmosferă englezească așa. Și fusese făcută prin 1906, deci exact în anii ăia de glorie ai mondială ai Câmpinei, cu rafineria, cu... Și la ce folosea atunci și după reconstrucție? De la bun început a fost vilă de protocol, vila cu reședința principală a directorilor rafinăriei. Și din cauza asta, în istoria Câmpinei, a mai fost cunoscută și cu numele unora dintre directorii mai longeviu sau mai care au rămas mai mult în memoria colectivă. Primul ei nume din seria asta a fost vila Dr. Eisenman, Semion Eisenman, se pare de origine evreiască, a fost director atunci când s-a construit prima vilă în 1906, deci în perioada antebelică. Doctor chimist, specialist, cunoscut al vremii și așa mai departe. Un alt personaj fascinant care a locuit în vila, în acea vilă veche, da, prima versiune, a fost doctorul chimist Sava, mult mai cunoscut pentru că e mai aproape de noi și s-a păstrat memoria aici, e vorba de epoca interbelică, deci anii 20-30. Directorul ăsta a fost bine implicat și în viața culturală a Câmpinei. Vila și locuința lui devenind un fel de casă de cultură a orașului, practic. Ceva asemănător cam cu ce este astăzi, pentru că acum vedem că aici e o grădiniță. Da, acum e grădiniță de copii. Da. Exact, și e frumos amenajată și în curte și în spate. E puțin asemănător, dar... Ok, puțin asemănător, da. Și mai departe? Trebuie să ți amintesc că în epoca aia în care doctorul Sava făcea evenimente culturale în locuința lui de serviciu, practic, au venit aici nume sonore și deseori venea George Enescu să cânte. Deci aveau loc concerte de cameră, așa zis, când vioară, pian și așa mai departe. Și nu doar George Enescu, el e cel mai sonor nume, bineînțeles, dintre cei care au fost invitați de-a lungul timpului să încânte cumva intelectualitatea și melomanii orașului Câmpina, cât puteau încăpea în salonul cel mare al vilei, probabil, de la parter. Și cumva, da, cred că au nu știu dacă au avut loc și conferințe sau alte, dar cu siguranță în special întâlniri de astea pentru melomani, deci muzică clasică și poate nu numai, nu știu, poate că va fi fost și ceva jazz la un moment dat, n-am idee. Asta până în 1930. Exact, totul s-a cam terminat la cutremurul din 1940, când s-a zdruncinat serios vila respectivă, Steaua Română a trebuit să o reconstruiască, a avut și neșansa că în 1944 noua construcție
a fost lovită de bombele aliaților și dărâmată parțial în zona din față, dar au reconstituit-o întocmai. Deci clădirea pe care o vedem este versiunea a doua a vilei Câmpinița, a Stelei Române, tot pentru directorii rafinăriei, destinată ca locuință de serviciu, și ea a fost proiectată de marele arhitect câmpinean Ion Boceanu. Cred că vile de ale lui v-am arătat și pe strada episodul cu strada Mărășești. Da. Uh-huh. Avem un material un pic mai în spate cu vile. El a avut lucrări și în București, e cunoscut, e unul dintre marii arhitecții ai perioadei moderniste. Continuăm din față? Da, da. Da? Hai să continuăm din față. Bună. Suntem în partea de sud a vilei, asta este fațada principală. E multă vegetație astăzi, e plină vară, dar o să vadă privitorii pe montaj niște imagini cu clădirea mai proaspete de atunci, din anii 40, pentru că este una dintre capodoperele lui Ion Boceanu. Adică clădirea asta nouă care s-a făcut da, după cutremur. Da, pe care o vedem în spatele nostru. Partea asta cu balconul s-a prăbușit la bombardament, ce vă spuneam, și a fost reconstituită imediat, tot de Steaua Română, pentru că a mai durat până a venit naționalizarea, deci ea imediat în 46 a fost refăcută. Ce întrebuințare a avut după asta, după reconstruire? La fel, tot era vilă, da, dar repede, curând, a venit naționalizarea în 48 și, bineînțeles, că toate clădirile societății Steaua Română, toate proprietățile, imobile și așa mai departe, au intrat în patrimoniu Sovrom Petrol, care era societatea, regia cumva creată de sovietici în colaborare cu noul guvern comunist ca să exploateze la sânge bogățiile din petrol ale României în contul datoriilor de război, cum era tratatul în care eram practic învinși și trebuia să... Și toate resursele astea din petrol au curs prin Sovrom Petrom către URSS, bineînțeles, o bună parte. Atunci, anii 50, pe timpul lui Stalin și așa mai departe. Iar ea, după asta, ce rol a mai avut? Ce se mai întâmpla efectiv aici? Nu știu exact în anii 50-60, dar la un moment dat a devenit grădiniță, pentru că ea a funcționat deci ca grădiniță. De multă vreme. Da, a funcționat ca grădiniță din timpul comunismului și în continuare este cu această funcțiune. Deci, practic, după epoca comunistă, pentru că nu s-au mai reînființat societățile desființate la naționalizare petroliere, clădirile acestea au rămas ale statului, practic. Și prezent este în patrimoniul municipalității și funcționează una dintre grădinițele unde copiii sunt cu curtea asta așa faină și tot spațiul ăsta retras de tumultul, de zgomotele centrului orașului, mă gândesc că sunt destul de bucuroși aici. Da. Și e o copilărie frumoasă pentru cei care vin aici la grădiniță. Da, iată că am mai aflat povestea unei clădiri importante a Stelei Române, datorită ție și... Pot să vă mai spun? Bine da. Că mi-am adus aminte. E interesant că locul pe care ne aflăm, toată proprietatea asta, da, în vechime, înainte să o cumpere Steaua Română, a aparținut familiei lui Ion Heliade Rădulescu, părintele literaturii române.
care avea o căsuță pe locurile acestea, nu știu dacă exact în locul vilei sau în altă parte, dar el este prima personalitate de rang național care s-a retras la Câmpina, care a avut o casă de vacanță la Câmpina și este cunoscut faptul că inclusiv opere de ale lui le-a scris aici, deci erau anii înainte de războiul de independență, așa, și când el era și publicist și ziarele lui, multe numere le-a redactat de aici, de la Câmpina, s-a păstrat și ceva corespondență din epoca aceea când venea verile la Câmpina și deci el Câmpina și familia. A inspirat mulți artiști. Da, a locuit aici o vreme și Alexandru Vlahuță, când venea, el a avut multe legături cu Câmpina și a ajuns să se încuscrească cu Grigorescu, care era practic vecin. Suntem la nici 100 de metri, cred, de vila pictorului Grigorescu. Deci personalități care sunt legate de locul ăsta. Deci terenul era, țin minte, pe planuri 1860, era trecut Eliad, deci încă de atunci, deci de pe timpul lui Cuza, îl cumpărase Ion Heliad de Rădulescu. Da. După cum ziceam, iată încă o poveste care a prins viață datorită lui Mădălin și îți mulțumim foarte mult pentru asta. Cu drag. Și să vedem ce mai urmează, ce ne mai pregătești. Sunt curios când se vor termina episoadele. Eu aș putea să fac la nesfârșit câte cât un. Cât ești de acord să le oferi audienței. Îți mulțumim, toate cele bune!